Bună ziua, oameni buni! Editorialul de astăzi se numește Săltarea lui Florin Salam, o diversiune cadghebistă ordinară. Pentru început am să vă rog să urmăriți până la capăt demonstrația pe care am să o fac, pentru că este compusă din două elemente care aparent nu au legătură între ele. Însă, la sfârșit, veți vedea că între ele există o legătură și încă una foarte strânsă. Să începem cu alegerile locale. Alegerile locale de anul acesta sunt precum zăpada. Așa cum autoritățile în fiecare iarnă, pe la jumătatea lui ianuarie, sunt luate prin surprindere de ninsoarea la care nu se așteptau să cadă în țara tropicală România, cu tot cortegiul ei de tristeți, de la drumuri blocate până la trenuri cu care pleci luni și ajungi joi, așa s-a întâmplat anul acesta și cu alegerile locale. După ce au făcut tot felul de calcule electorale, sondaje de opinie, socoteli complicate, variante de liste comune și variante de liste separate, fruntașii coaliției au decis să le devanseze. După care și-au dat seama că le-au devansat așa de tare că s-au luat singuri prin surprindere. Adică mai puțin până la alegeri și nu au candidat. În urmă cu două săptămâni, într-o zi de marți, s-au strâns Ciolacu, Ciucă și ceilalți fruntași PSD-stopeneliști să desemneze candidatul la primăria Bucureștilor. Concluzia? S-a amânat nominalizarea pentru joi. Joi, după dezbatere dezlănțuite, nominalizarea s-a amânat până marți, săptămâna asta. Marți, săptămâna asta? Lucrurile s-au complicat rău de tot. De unde un candidat comun al celor două mari partide din România, PSD și PNL, ar fi trebuit în mod normal să câștige la pas primăria capitalei, apare pe turnată mai ceva ca Maricica Puică în zilele ei de glorie, Cristian Popescu Piedone. Îmi mai amintiți ce a spus Piedone când a ieșit din pușcărie, achitat de vina pentru care fusese închis? Întrebat ce are de gând în continuare, a răspuns misterios. Surpriză! Țac, țac! Și țac, țac a fost pentru că un sondaj făcut chiar de Nicușor Dan, unul dintre contracandidații lui Piedone, îl dau pe acesta pe primul loc în preferințele de vot ale bucureștenilor. Așa că joi, adică răsa la altăieri. Liderii coaliției s-au întâlnit iar, luați de asta dată de două ori prin surprindere. O dată de surprinderea veche, generată de grabnica apropiere a alegerilor pe care inter le-au devansat, dar și de a doua surprindere cauzată de Piedone. Rezultatul întrevederii tensionate de joi tot nu s-a desemnat candidat. Adică o bulibășeală ca la carte, care riscă să se spargă grav în capul coaliției de guvernare. O logică simplă ne spune că dacă nici acum, când mai puțin până la alegeri, nu știu nici măcar numele candidatului, despre programul de dezvoltare al capitalei pe care acest necunoscut încă să-l pună în practică, nici nu mai poate fi vorba. Cu alte cuvinte, nu dezvoltarea Bucureștilor, nu traiul mai bun al locuitorilor este scopul tuturor mișculațiilor electorale făcute până acum, ci pur și simplu ocuparea postului de primar general și a celor mai mult de un miliard de euro pe care îi are acesta în vârful pixului, cât este bugetul capitalei. Ceea ce, să recunoaștem, nu dă deloc bine la electorat. Și atunci, pentru a înțelege, trebuie să ne întoarcem în timp, la Moscova, că tot e la modă, și la câteva personaje sinistre. Kliment Voroșilov, Nicolae Pegov, dar mai ales Levrenti Pavlovici Beria. Să ne întoarcem la Ceca și mai apoi la urmașa sa, KGB, cum i-am zice noi românii, unde s-a inventat, sau poate că a fost preluată de undeva și au perfecționat. Oricum, la noi în România a ajuns pe filieră KGB-istă, o metodă de prostire a oamenilor numită diversiune.
Tehnica este simplă. Când ai o problemă gravă, care poate crea critici sau chiar tulburări sociale, inventezi un eveniment care să abată atenția. De regulă, acel eveniment provocat, menit să abată atenția de la problema principală, are ca erou un personaj cunoscut care este bine să se și bucure de popularitate. Deși foarte veche și, după părerea mea, foarte rudimentară, metoda aceasta este încă foarte eficientă. Ea ne-a fost aplicată chiar la sfârșitul lunii trecute. Balamucul cu desemnarea candidatului a fost estompat de un eveniment pe care l-a comentat toată lumea. Cu el au început jurnalele de știri și a fost inundat internetul. Descinderi furibunde ale mascaților și săltarea lui Florin Stoian, pe numele său de scenă, Florin Salam, acuzat de înșelăciune. Asta s-a întâmplat fix în ziua când liderii coaliției trebuiau să desemneze candidatul pentru București. Florin Salam era infractorul de serviciu perfect, celebru în lumea manelelor, mai fusese, hai să spunem, testat ca infractor la începutul anului, când fusese acuzat că a lovit o prostituată într-o cameră de hotel. Caz care, până la urmă, s-a lăsat cu o mare fâsâia. Nu știu. Poate că Florin Salam este vinovat și o fi luat banii de la cei cărora trebuia să le cânte și nu a mai făcut-o. Dar să năvălești cu mascații, cu tot spectacolul de sunet și lumină, în condițiile în care zeci de maneliști trag astfel de țepe și, deși sunt reclamați cu probe, nu-i întreabă nimeni nimic, nu vă miroase a diversiune? Ce zic eu miroase? Pute rău a diversiune luată din micul manual al plăpândului, dar ferocelui Beria. Candidatul. Care-i candidatul coaliției? Că deocamdată Piedone, ca să folosesc un termen din box, se pumnărește cu umbra.